Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre acea lege care ar permite celor care au luat credite în franci elvețieni să scape de povara datoriilor, împreună cu domnul deputat Sorin Iacoban, deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule deputat! Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt foarte multe de discutat, așa că haideți să începem prima dată cu ce s-a întâmplat, de ce nu a primit votul final legea respectivă marți în Parlamentul României. Deci am avut dezbateri în Camera Decizională, în Camera Deputaților, în Comisia Juridică reunită cu Comisia de Buget Finanțe. Legea a fost adoptată cu amendamente admise și respinse și a fost înaintată a doua zi către votul final, către plen și către votul final. La votul final, colegii noștri liberali, deranjați de faptul că ministra dumnealor, ministra Prună, avea de înfruntat o moțiune simplă, n-au participat la această ședință de dezbatere a moțiunii, dar dacă tot au plecat de tot și n-au venit nici la votul final, vot final foarte important de altfel, din prisma faptului că se vota odată moțiunea, se vota acea lege prin care ziua din 1 iunie devine zi liberă în România și iată această lege a conversiilor. Liberalii pe de altă parte, liberalii pe de altă parte susțin că domnule, noi nu ne-am prezentat numai la dezbaterea moțiunii, noi am fi vrut să venim la votul final, dar președintele de ședință a numărat, a zis nu este quorum și gata singur. Există două ședințe. E o ședință de dezbatere a moțiunii și o ședință de vot final. Întotdeauna între cele două ședințe se face o pauză de 10-15 minute. Pauză în care colegii noștri liberali, dacă aveau bună voință și erau de bună credință, puteau să vină în sală să începem să votăm, să începem ședința de vot final. Corect. Nu ține de președintele Camerei Deputaților, care ar fi el președinte sau vicepreședinte, să adune colegii liberali de pe hol. Corect. Aici aveți dreptate. Bun, haideți să discutăm puțin legea care a trecut de cele două comisii. Ce prevede legea? Care ar fi ar trebui să vă spun importante? În primul rând că aceste credite în franci elvețieni s-au făcut din 2008 din prisma faptului că rata dobânzii de la acea vreme în franci elvețieni era foarte avantajoasă, dar cu timpul cursul a dat peste cap toți Banca cei care Națională au Elvețiană a hotărât că acest curs să fie liberalizat, a crescut foarte mult comparativ cu leu. De asemenea, în 2011 începând, creditele în lei și în valută au avut rată de dobândă mult mai scăzută și iată că au devenit cele mai neperformante credite. Printr-o rezoluție, Parlamentul European au decis că aceste gen de credit, un credit înșelător, care crește cursul foarte mult și rata dobânzii ridicată și așa mai departe. Prin urmare, am hotărât împreună cu colegii noștri de la Partidul Național Liberal și la alte partide, să dăm o lege a conversiei prin care să spunem că toți cei care au făcut împrumuturi până la momentul respectiv și nu sunt capabili să retoarneze acest împrumut, pentru că împrumutul, până la urmă, l-ai făcut atunci, de el durează o viață, pentru că cursul tot crește. Așa este. Deci cursul poate să crească. Banii sunt din ce în ce mai mulți care trebuie să-i plătești pe lună și n-ai nici casa, nu se ajunge toată viața ca să plătești creditul. Așa și atunci este. La începutul discuției au fost câteva variante. Raportarea creditelor la cursul istoric, adică la cursul la care tu ai făcut împrumutul, raportarea creditelor la cursul istoric plus 20% maxim, o propunere a Băncii Naționale, garanții și discount pe soldul creditului, o chestie destul de complicată pe care o știe doar Banca Națională, că n-a reușit să ne explice nouă prea mult. Da. Așa, de a fel a mai fost o propunere conversie la cursul zilei cu 40% discount. Aș vrea să vă spun că, din start, această lege este o lege cu profund caracter social, pentru că și reparatorii, de altfel. E o măsură reparatorii pentru cei care au fost până la urmă, oarecum duși în eroare de aceste credite. De asemenea, e și o măsură sancționatorie pentru bănci, pentru că nu toate băncile din România au aplicat aceste credite. Sunt câteva bănci care le-au aplicat. Bun, dar sunt băncile mari, puternice. Băncile mari, puternice au aplicat astfel de credite, pentru că era o chestie de câștig pentru ei. Și toate aceste sume, care, de exemplu, aș vrea să vă spun că în 2008 existau 120.000 de credite, a cărui valoare era de 12 miliarde de lei în cursul franc leu, iar acum sunt 55.000 de credite cu undeva la 5,6 miliarde de lei. Deci s-a plătit mai bine de jumătate din sigur, 60%. Bun, domnul Iacoban, vreau să vă întreb
Ce s-a stabilit? Că ați spus acolo câteva variante. Legea finală, care urma să fie, să meargă la votul final, ce prevedea? La schimbul istoric, la schimbul de zi... Deci legea finală spune așa, deci se pot da, poate achita creditul la cursul istoric. Cursul istoric e cursul la care ai făcut creditul la data respectivă. Deci dacă în 2008 am făcut la 2,2 lei francul, la 2,2 îl returnez înapoi. Dar au fost discuții să limităm cu Banca Națională, să limităm plafonul de creditare. Pentru că de la 250.000 de euro în sus, deja nu mai este... Bun, e deja 20, o afacere. De la 250.000 de euro în sus sunt dezvoltatorii imobiliari care au luat exact acele credite și care... Da. Să discutăm această lege să fie valabilă pentru un singur credit. Pentru că sunt oameni care au făcut câte 8 credite pe acești franci elvețieni de câte... Ca să mai puțin să de 250. Și așa, așa mai departe. A mai fost o propunere, de altfel, neagreată nici de mine, nici de alți colegi de-ai mei, de a beneficia de această măsură acele familii care au un grad de îndatorare peste 50%. Acest amendament... Deci numai acele familii să beneficieze de aceasta? Nu, acest amendament a căzut la plen, prin urmare n-are rost să discutăm de el, dar nu era o măsură foarte bună. Nu, dar nu mi se pare, adică numai acele familii care s-au îndatorat peste 50%, chiar dacă este vorba despre o creștere, au fost cazuri în care de la 1.100 de lei pe lună că trebuia să plătească creditul înapoi, a ajuns la 2.800 de lei pe lună. Lei. E aproape de 3 ori. Bun, haideți să punctăm puțin pentru că timpul zboară repede. Deci, respectiva lege prevede foarte clar, se returnează împrumuturile la cursul istoric, cel în momentul semnării. Exact. Există un plafon maxim impus de Banca Națională a României. 250.000 de franci elvețieni. 250.000 de franci elvețieni. Impus de lege, de altfel, dar propus de Banca Națională. Pentru că Banca Națională totdeauna a fost puțin contra și imediat după aceea vreau să vă întreb acest lucru. Deci plafon maxim 250.000 de franci elvețieni. Da. Cine a avut până în 250.000 de franci elvețieni poate beneficia de această reducere. Și mai este vreo altă prevedere? Nu, numai pentru un singur credit. Pentru un singur credit. Problema este următoarea. Dumneavoastră a spus că legea prevede, domnule, returnarea creditului la cursul istoric. Dar în ce perioadă de timp? Pentru că băncile pot spune în felul următor, dacă în lege nu este propus, este articol, băncile pot să spună, da, domne, dați măresc perioada de returnare cu încă 10 ani. Nu, este un articol care spune că poți returna toți banii odată. Cei care nu pot returna tot creditul odată, pe ce perioadă se pot întinde? În perioada cât le-ar mai rămas din contract. Iau deci pentru perioada cât le-am mai rămas din contract. Sigur că da. Perfect, pentru că banca poate să zică... Să faci o recalculație și spune, noi mai 5 luni mai de plătit atâta. Bun, pentru că banca poate să zică, domnule, dacă nu este prevăzută legea, legea nu prevede perioada, prevede că mai este această prevedere prin care, dacă ai suma de bani la dispoziție, și e o sumă, zicem, destul de mică care ți este la îndemână, poți să achiți în avans, fără să mai aștepți 3, 4, 5 luni până... Ai achitat tot creditul și ai terminat bulci. Vreau să vă mai întreb câteva lucruri, pentru că sunt foarte interesant. Banca Națională a României totdeauna s-a cam opus. Ei au spus că, domnule, slăbim sistemul bancar, băncile pierd. Cât este adevărat și cât este adevăr și neadevăr în această afirmație, luată de către toți înalții funcționari de la Banca Națională a României? Nu vă supărați. Banca Națională și Banca Națională totdeauna vor ține cu bogații. Banca Națională este și cea care, cum să vă spun, dictează, supraveghează exact, nu știu cât politica dictează, financiară. Aș vrea doar atât să vă spun, să știți și dumneavoastră și cei care ne privesc la această oră, că în România băncile străine câștigă de 2 ori jumătate mai mult decât câștigă alte bănci în toate țările din Uniunea Europeană. Bun. Peste media Uniunii Europene, de 2,5 ori. Ori nu poți să faci cu banii românilor orice și să-ți bați joc de români. Trebuie să luăm o măsură. Ceea ce înțeleg de la dumneavoastră este că băncile nu ar trebui să se plângă de faptul că pierd în urma acestei legi, pentru că ele și-au acoperit creditul. Sigur că da, până acum. Au câștigat destul până acum și își permit să pierd încă o dată. Trebuie să știe lumea că nu sunt bani bugetari pierduți aici. Doar băncile care au dat aceste credite... Ele vor, ori pierderea, din punctul meu de vedere și a multora dintre colegi și a asociațiilor financiare care au fost acolo, e destul de mic. Domnule Iacoban, care ar fi urmările acestei legi? Pentru că băncile poate zică, domnule, noi am făcut calcule și pierdem suma asta. Urmează ca pe viitor politica noastră mărim dobânzile sau nu mai dăm credite sau știu eu, punem niște taxe sau... Nu știu, e legea prevede ține faptul de managementul fiecărei bănci cum își va gestiona această pierdere.
minimă, mică, păi nu, de altfel. Stau și mă gândesc că ce s-a întâmplat cu polița RCA, care a crescut exorbitant. De ce? Pentru că au spus, dom'le, trebuie să ne aliniem la ce spune politica economică europeană, trebuie să avem niște să mărim capitalul social și l-au mărit pe seama creșterii prețurilor. Acolo cu polița RCA sunt foarte multe cauze. Bun. Și le discutăm în alte emisiuni, e cu totul altceva. Așa, haideți să revenim o leacă la ce s-a întâmplat. Deci săptămâna aceasta legea nouă a trecut de votul final. Când va fi din nou supusă dezbaterii? Pentru că toată lumea se așteaptă. Deci când? O nouă sesiune de vot final va avea loc marțea viitoare la orele 13. Considerați că marțea viitoare se va întrune odată cvorumul necesar pentru a obține votul final? Pentru că a spus că PSD și cu PNL... Eu îmi doresc să fie cvorum și sper că încă o dată colegii noștri liberali își vor asuma aceste responsabilități, măcar să fie prezenți la votul final, că sunt obligați prin lege. Am înțeles că... Dacă nu vii la votul final, nu ții nici indemnizații. Da. Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal și-au dat mâna pe această lege. Și celelalte partide, și ALDE, și UDMR-ul. După ce este votul final, urmează să fie transmisă către președinție pentru promulgare. Conform legislației în vigoare, președintele are posibilitatea să returneze. Mă îndoiesc că o va returna. Va fi publicată în Monitor Oficial în ce termen? Adică ieșenii, nu mai ieșenii. Eu v-aș spune, după experiența ultimilor legi importante pe care Parlamentul le-a dat, și aici mă refer la legea dării în plată, faptul că acest guvern de tehnocrați tot timpul bagă bățul prin roată. Și aș vrea să vă spun că n-aș vrea să se întâmple cu această lege ce s-a întâmplat cu legea dării în plată, care legea dării în plată a fost amânată cu un an de zile printr-o ordonanță de urgență dată de guvernul Cioloș. Ordonanță care a venit în Parlamentul României și pe care noi am picat-o. A intrat din nou în vigoare și dacă a intrat în vigoare, a tocat la Curtea Constituțională. Și acum Curtea Constituțională este cea care trebuie să se pronunțe. Decide dacă legea dării în plată este constituțională sau nu, integritatea ei, sau sunt anumite paragrafe. Credeți că legea respectivă privind creditele în franci elvețieni poate avea aceeași soartă? Poate urma același curs. Asta înseamnă că poate fi amânată cu un an de zile. Cel puțin. Nu, poate fi amânată cu câteva luni, că probabil un nou guvern politic responsabil nu va mai face va regla acest lucru și dacă va fi atacată la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională va da un răspuns într-un termen rezonabil. Pentru că eu stau și mă gândesc că sunt alegerile pe 11 decembrie, până la sfârșitul anului să sperăm că vom avea un nou guvern, să sperăm, pentru că așa înseamnă că în cel târziu la sfârșitul lunii, dacă ea va fi amânată printr-o ordonanță de urgență, cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie este respinsă ordonanța de către noul Parlament, în februarie poate fi publicată și începând cu anul viitor vor putea beneficia și cei care au credite la începutul lunii februarie poate fi respinsă ordonanța, de fapt la mijlocul lunii februarie. Așa este, pentru că este vacanță parlamentară. Aveți dreptate, este vacanță parlamentară, februarie, undeva prin luna aprilie. Stau și mă gândesc, până atunci, respectivii vor trebui să facă față acestor rate mari. Da, din păcate, asta este modul de a guverna al tehnocraților, care numai tehnocrați nu sunt. Incompetenți. Stau și mă întreb atunci. Eu, din câte știu, Parlamentul este legislativul, guvernul este executivul. Păi s-a schimbat cumva ceva în România, domnul deputat, pentru că guvernul este abilitat să dea ordonanțe de urgență. Ca să nu spunem că este guvernul care a dat cele mai multe ordonanțe de urgență într-un an de zile. Da, bun. Încă o problemă legată de această lege, pentru că la un moment dat era un amendament să fie valabilă legea numai cei care au luat credit pentru prima casă. A picat și acest amendament? Era o discuție, domnule, numai cei cu prima casă. Ceilalți care și-au luat toate creditele. Nu ne referim la toate creditele care sunt. Încă o dată. Sub 250 de mii. Dați-mi voi. Este vorba numai despre credite imobiliare, nu? Toate creditele în franci. Nu, pentru că au fost posibil luate și credite în franci pentru, știu eu... Deci eu v-am spus că există la momentul de față 55.000 și câteva sute de credite în franci elvețieni. Și nu se face referire la că sunt credite imobiliare sau de consum? Care au fost acordate în franci elvețieni. Am înțeles. Bun. Înseamnă că săptămâna viitoare, marți, va trebui să vedem care este votul final. Până atunci toți trăim cu speranța că se va întruni vorba. Dacă avem prezență, votul final cu siguranță și-au manifestat, va fi unul pozitiv. Dacă nu avem prezență, înseamnă că una vorbim, una susținem și alta facem. Și aici mă refer la colegii liberali. Exact. Un ultim răspuns foarte scurt, că deja am depășit timpul. Dacă nu va fi vorum săptămâna viitoare, ce se va întâmpla cu legea? Când va mai putea fi discutată? În februarie 2017.
Mulțumim pentru participarea la emisiune, doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Ați văzut, într-adevăr, creditele în franciorbețeni sunt la mâna parlamentarilor. Să sperăm că marți se va reuni, va fi vormul realizat, astfel încât legea să treacă. Până data viitoare, cele bune, la revedere!